Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bun găsit, dragi prieteni, la Spunem Cum, aici unde puteți cunoaște oameni frumoși cu povești de viață impresionante. S-a născut pe data de 22 decembrie. Nașterea lui ar fi trebuit să fie încă un motiv de sărbătoare în ajunul Crăciunului, dar nu a fost așa. Chiar în prima zi de viață a fost abandonat, astfel că primul Crăciun îl petrece singur în spitalul din Făget, județul Timiș. Era mult prea mic ca să-și amintească acea perioadă, dar își amintește ce a urmat. La fel ca mulți alți copii abandonați, a crescut într-un orfelinat, într-un sistem care niciodată nu a știut să ofere orfanilor nici măcar un strop de speranță pentru viitorul lor. Însă a reușit singur. Astăzi este profesor și directorul unei școli gimnaziale. Vă invit să-l cunoașteți pe Ionel Petrea. Deși copilul se spune că este un dar al lui Dumnezeu, eu am fost o pacoste. Aș vrea să discutăm puțin despre condițiile din centrul de plasament. Îmi povestea o doamnă îngrijitoare că au fost obligate să fim bătuți. Dormeam trei în pat. Bube dulci, deci vă dați seama igiena. Pe dacă ne spălam într-o vană, să zic așa, de 2 metri, pe aici intram și pe acolo ieșeam, ca pe animăluță, știți? Eram 200. 200? În 89 și până în 95 am ajuns la 100. Nu știu unde sunt aia 100, nu comentez. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit în fiecare duminică, în platoul Spunem Cum, ajung oameni de la care avem foarte multe de învățat. Oameni care au trecut prin greutăți și prin problemele acestei vieți, dar ei ne demonstrează că toate aceste lucruri le putem depăși. Și în această seară vă invit să-l cunoașteți pe Ionel Petrea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți de la Timiș, special pentru acest interviu, și vă sunt foarte recunoscătoare. Pentru mine înseamnă foarte mult acest lucru. Mulțumesc pentru invitație din Făget, județul Timiș. Din județul Timiș. Am venit cu drag. Povestea dumneavoastră începe pe data de 22 decembrie în spitalul de la Făget, acolo unde ați fost născut pe acea dată, și tot în aceeași zi ați fost abandonat de către mama dumneavoastră. Ați aflat detalii din acea perioadă, de ce a făcut acest gest? Da. În o zi în care peste 2-3 zile trebuiau să vină Crăciunul, multe familii când au copil se bucură, altele, din păcate, nu. Deși copilul se spune că este un dar al lui Dumnezeu, eu am fost o pacoste, după poveștile spuse de către asistenții sociali din centrul de plasament din Lugoș. Neamurile din partea mamei mi-au spus că n-au avut posibilități financiare să mă crească, plus că n-am fost în planning-ul ei familial să vin pe lume, dar am fost în planul lui Dumnezeu. Este adevărat că mama dumneavoastră ar fi spus că pleacă la piață și se va întoarce, dar nu. Da, cu siguranță asta este povestea. Așa a spus domnului doctor și doamnelor asistente, că ea vine la piață și vine după mine, și n-a mai venit 9 luni. După 9 luni, doamnele asistente, care încă mai și trăiesc, unele dintre ele, m-au agreat 9 luni în spital, nici măcar n-a semnat să fiu înfiat de către medicul pediatru din momentul respectiv. Am înțeles că ar fi vrut să mă înfieze. Wow. Și-au făcut procedura de plasament, de a fi
dus în Timișoara la leagănul de copii. I s-ar fi cerut acest lucru, semnătura pentru a fi... Da. Și deci nu... încă de pe vremea trecută, înainte de 80, de 90, vremea lui domnul Ceaușescu... Nu a vrut să dea semnătură? Nu, n-a vrut să semnească, nu, că îl țin cât îl țin, îi plătesc, să plăteau taxă dacă la un copil abandonat pe vremea lui Ceaușescu, voi plăti taxa care trebuie și când îmi permit o să îl revendic. Și... din păcate, nici astăzi. 9 luni ați stat în spital, după care ați fost transferat la leagănul de copii, din Timișoara. Din Timișoara. Timișoara acolo... m-au transferat la casa de copii preșcolare, așa s-a numit, Lugoș, de pe strada Bocșei. Uh-huh. Da. Și la Timișoara ce perioadă ați stat? Doi ani. De la vârsta de 2 ani nu cred că vă amintiți foarte multe. Cum a fost acolo? Știu că mi-aduc aminte cum am văzut când am fost eu mai mare, când veneau colegii mai mici, să zic așa, cu salvare, era un fel de izolator, până să se obișnuiască cu mediul și atunci ne introducea în mediul cu ceilalți în grupă, pentru că casele de copii funcționau sub formă de sub egida Ministerului Educației. Și atunci trebuia o perioadă de 2-3 luni pentru acomodare, aveau un fel de izolator și atunci acolo educatoarele, îngrijitoarele veneau, ne îngrijau și atunci ne introduceau în lumea orfelinatului, în funcție de cât de bine ne adaptam la alt mediu. Adaptându-mă repede, într-o lună, am și fost introdus în grupul social, să zic, la clasă, la grupa mică, mare, în mijlocie. Nu pot să nu observ și să nu menționez faptul că sunteți o persoană sensibilă. Da. Simțiți nevoia să oferiți bunătate, dar în același timp simțiți nevoia să o și primiți. Să și primiți. Și vreau să vă întreb, cum ați putut depăși perioada aceea a copilăriei în care orice copil simte nevoia să crească lângă mama lui? Cum ați putut depăși perioada în care aveați nevoie de bunătate, de sensibilitate, de afecțiune și nu știu în ce măsură ați primit acest lucru în acel centru? Ca orice copil... am început să mă atașez de lucruri, să mă atașez de, și de jucării, de educatori, însă în multe momente, în marea majoritate a educatorilor, pentru că dinși erau ocupați și cu hârtii, fiind Ministerul Educației, acolo ne cer o grămadă, acum a început doamna Anise să mai taie din hârtii și foarte bine, o laud pe chestia asta ca director. Nu știu, cred că ceva de sus. Pentru că mi-aduc aminte, îmi povesteau doamnele educatoare și învățătoare când am crescut mai mare, că eu eram cel mai plângăcios de acolo. Pentru că așteptam la geam, vedeam femei și le întrebam, nu este doamna mama mea, nu este mama mea. Și spre dezamăgirea mea am fost mințit de multe ori. Pentru că un copil să creadă, spui, da, las că mâine vine mama. Și ia că te-a nis 2020, octombrie, și nu mai vine. Dar, trăiați cu speranța că într-o zi o veți vedea venind? Da, venind, luându-mă în brațe, cerându-și iertare, pentru că și dacă e copil mic, trebuie să spui multe probleme ca adult, să explici, ca să înțeleagă la un moment dat când va fi mare. Și să mă duc la grădiniță, să mă aducă mâncare, să, nu știu, să merg la parcul de copii. Fiind la orfelinat, am fost mai instituționalizat, mai îngrădiți, așa, ca în armată. Când m-a întrebat cineva, tu ai făcut armata? Da, 20 de ani. Pe cum? Păi de la naștere până gătat tot fel de armată, program cu. Atunci te speli, atunci mânci, atunci te duci la școală. Mi-a prins bine. Spuneați undeva că zilele de 8 martie, în zilele de 8 martie, v-ați deprimante. Fi dorit să vă îmbrățișați mama. Da. Ce însemnau zilele de 8 martie? Zilele de 8 martie pentru mine era ca și o zi de doliu. De doliu? Fapt. Doliu de tristețe, de depresie, de, să nu zic depresie, anxietate.
deși în ciuda faptului că nu am crescut cu mame și am crescut cu educatori, s-a ținut serbări urându-ne la mulți ani mamelor. Și ca să nu plângem, haideți, spuneți la mulți ani, noi suntem mamele voastre, hai să ne cântați nouă la mulți ani. Și așa ne mai aliat din aliniat. Punct de vedere emoțional ideea de a nu ura mamei biologice la mulți ani. Și dorința aceea arzătoare. Cât am crescut mai mare, cu atât îmi doream mai mult. Uite, păi cum, colegul meu de gimnaziu cumpără mărțișoare, flori pentru mama, eu cui să-i dau? Eu nu cumpăr că n-am cui. Și m-am considerat ca și rața neagră, că eu sunt degeaba pe pământ, n-am cui să-i dau floare, n-am cui să zic la mulți ani, deci nu sunt copil. Dar cu bunăvoința adulților, persoanelor care făceau voluntariat după 95, mi-a mai aliat durerea și anxietatea, că prin bunătatea lor, prin cuvântul care l-am învățat, pentru că o să mărturisesc că o asociație creștină baptistă s-a implicat în formarea noastră, să zic așa, religioasă și comportamentală. Sigur, vom discuta și mai târziu da, ceea ce ați devenit astăzi, da. Dar îmi place foarte mult să luăm lucrurile pe rând. Da. Aș vrea să știu dacă v-ați întâlnit cu mama dumneavoastră la un moment dat, dacă ați avut ocazia să stați de vorbă cu dânsa și în ce context? Așa cum am povestit și la alte emisiuni, am început să-mi fac și o carte și datorită banilor și nu reușesc să o public pentru că trebuie ISBN la Biblioteca Națională, sper în viitor să o îi pus pe tapet și să o public ca să influențez în bine cât mai mulți oameni. Am avut un prim moment când am fost în clasa 8-a. În clasa 8-a, până în clasa 8-a, am aflat că am un unchi, frate de-al mama, în Luguș. Și atunci, întrebând personalul de la școală unde am făcut la Luguș, în oraș, erau doamnele de servici, muncitorul de curte, profesori, întrebam. Și una dintre doamne, un personal de curte, să zic așa, domnul Busuioc, el fiind pentecostal, a spus, tu știi că eu, soția mea cu mama ta, am fost colegi la gimnaziu. Dar cred că îl știu pe unchiul tău. Și a durat 4 ani să se spună că, da, într-adevăr, acel domn Liviu este... De ce a durat atât de mult? Ta, pentru că el, am înțeles că n-a acceptat. Dar în clasa 8-a și-a luat inima în dinți, s-a întâlnit cu mine și am mers cu ea, cu dânsul la mama la Făget, iar fiind contabilă la Gostat, încă a fost Gostat și el a fost la CFR, a fost mecanic CFR, astăzi este profesor de religie pentecostală. Unchiul dumneavoastră. Unchiul meu, da. Ați ajuns la mama acasă? Acasă, la mama la servici. Și cum a fost întâlnirea? Reacția a fost foarte scurtă și spontană. S-a uitat de sus până jos, deci m-a scanat. Nu e a meu, eu mă duc acasă. Vă dați seama ce a fost în sufletul meu. Până să mă duc acolo, am fost reciclat, spun, înștiințat de soția unchiului, de mătușa, Geta, spui dacă simți că vrei să te duci la ea în brațe, nu te duci, nu te duci la ea până nu vine ea spre tine. Dacă vine spre tine, te duci tu. Dacă nu, eu te iau în brațe imediat, de îndată ce... Și așa s-a întâmplat. Ați simțit nevoia să o îmbrățișați? Da, da, da. Deci noroc că m-a ținut de mână, că fugeam direct fără să... Dar, în gândul meu, mi-a fost lecția unchiului meu, zice, dacă te duci fără să vină ea, nu te mai iau acasă. Și eu, simțind nevoia să scap de orfelinat, să merg de acolo, să merg în oraș, să vizitez și orașul cum vizitează orice copil, am zis să-l ascult, că știu că o să mă mai iei la el acasă. Și nu m-am dus în brațele. Deși m-aș fi dorit enorm. În clasa 8, avem 14 ani. Ce ați mai simțit pentru mama dumneavoastră când ați văzut-o pentru prima oară, în afară de faptul că ați vrut foarte mult să o îmbrățișați? Cum ați văzut-o fizic?
Da, eu am crezut că e o femeie înaltă, frumoasă, cu părul lung. Așa avea v-ați păr imaginat? Mai scurt, așa, ca și Andreesca. Mai mică de statură, eu o consideram ca o prințesă și unchiul meu mi-a spus, vezi, că mama, dar nu crezi că arată ca o prințesă. Da, eu vreau să o văd. Cum e, cum arată, vreau să o văd. Mică, mare, nu contează. Și credeam o femeie blândă, așa cum vedeam în poveștile cu mama din clasa a doua, în desene animate, când vedeau ursulei cu ursuleții, mama ursuleți pe lângă copii și așa mai departe. Nu credeam că există o femeie în lume așa de rece și așa de spontană, în sensul de a respinge automat sângele tău, de fapt. Dar Dumnezeu ne mângâie și a plecat. Ne șterge lacrima, da. A plecat, ea cu problemele, eu cu lacrimi în ochi. Din ziua respectivă s-a schimbat ceva în viziunea dumneavoastră despre mama? Nu. Nu? Nu, am perseverat că totuși va fi o zi în care scânteia se va aprinde și va fi altfel. Și m-am încăpățânat încă 4 ani să mă mai întâlnesc din nou cu mama și nu m-am întâlnit deloc, nici cu fratele mama, nici cu ea. De în ce? Clasa 12-a am invitat-o, am făcut rost de număr de telefon să vină la premieră. Am luat locul 2 la liceu, în clasa 12-a. Zic să vină să mă premieze. Și ea mi-a dat replica. Nu vin, că trebuie să merg la frate, tu în pușcărie. Și eu i-am dat replica. Păi mai important este pușcăria și sunt oamenii care au premii, au rezultate școlare. Și din momentul ăla mi-a închis telefonul. Da. Este adevărat că v-ar fi spus că îi pare rău că nu v-a avortat? Da. După aia, în anul 2 de facultate, am fost invitat la 9595, la Cristian Andrei, psiholog, psihiatru, ce e. Și a fost sunat de către echipa tehnică, a sunat-o și a spus în direct la emisiune că îi pare rău că nu l-am avortat, să mă lăsați în pace cu țiganul ăsta. Dar m-am întărit, m-am bucurat de persoanele adulte care m-au iubit, au ținut la mine, persoanele care unde am mers în plasament, și o să vă povestesc și partea asta, de ce zic eu că am mers în plasament, profesorii de la facultate și de la liceu și de la gimnaziu, am mers cu gândul că totuși sunt unele persoane de gen feminin, pentru că așa au dat Dumnezeu femeia să iubească copilul și în general să fie mai afectoase și mai iubitoare, nu așa dure ca bărbații. Și așa mi-a mai trecut alinarea de suferință. Despre tatăl dumneavoastră, știți ceva? L-ați văzut? L-ați cunoscut? Nu l-am văzut, doar scrie un nume pe certificat de naștere, Mihai, și atât. Doar că știu că e pe certificat de naștere. Italienii despre care spuneați că ați venit, că au venit acolo, nu știu dacă eu am înțeles bine, este adevărat că ar fi încercat să vă fure Da, unul dintre ei ne-au povestit. În prezent locuiți în același oraș cu mama dumneavoastră. Da. Se întâmplă să vă mai intersectați? Se întâmplă să des. Des? Des, da. Asta înseamnă că vă întâlniți întâmplător? La început de întâmplător? Carieră de didactică, deci când am intrat în învățământ în 2008, Poșul Dumnezeu a doua notă la titularizare, am zis să mă duc la Făget, că toate ne pretenim relațiile. Am stat la internat, am zis că dacă mă pretenesc cu ea, mă ia cu ea în apartament și cumva ne unim familia. Eu încă mă gândesc că niciodată nu-i prea târziu, dar acum s-a dus orice speranță, din păcate. De ce s-a dus? Speranța mea este doar în soția mea și sper să avem și copil. Dar pentru că e tot același atitudine de când am avut, când am fost în clasa 8-a. Dar de un an, doi încoace, de când am, să zic, mediatizat, dar nu spre educarea altor persoane, spre motivarea altor persoane, exact. Mi-am luat inima din să-mi public povestea frumoasă, care Dumnezeu ne-o dă
că e mai dură, că mai rea, pentru că și alte personaje și din Biblie au avut poveste dură și la sfârșit s-au gătat cu frumos. Corect. A început să mai colaborăm, dar foarte strict pe problemele strict personale, dacă m-a cerut, de exemplu, și nu-mi pare rău că am ajutat-o, să o ajut să găsim un apartament, să-și cumpere sora mea, să o ajut, de exemplu, cu foaie matriculă pentru sora mea, că nu ajunge la liceu, sau probleme administrative, care au avut nevoie, și acum dacă îmi cere nu știu ce și pot să o ajut, cu informație, cu... Nu o refuzați. Nu o refuz. Deși o respect, niciodată nu pot să-i spun cu tu, pentru că pentru mine este o persoană străină și va fi până... Ea se schimba, nu știu. Așteptați schimbare din partea... Eu aștept să o schimbe Dumnezeu, eu nu mai aștept. Eu mi-am îngătat orice speranță. N-ați simțit niciodată în ochii ei o privire blândă vis-a-vis de dumneavoastră, nu, iubire, tot afecțiune? Privirea rece din clasa 8-a. Și atunci, pentru privirea aia care mi-a creat, cum să zic, rană în suflet, prefer să o evit și să plec în momentul ăla de lângă ea. Aș vrea să discutăm puțin despre condițiile din centrul de plasament, despre bucuriile pe care le-ați avut sau nu acolo, sau despre provocările sau problemele pe care ați fost nevoit să le depășiți. Cum a fost? Am povestit și în carte că au fost pentru început 89-90-95, până nu s-au implicat ONG-urile de dincolo. Au fost condiții destul de dure. Aveam o vană și în vana aia se spălau tăți 100. Gândiți-vă, câți igienă. Câte persoane erați? Eram 200. 200? În 80. 9 și până în 95 am ajuns la 100. Nu știu unde sunt aia 100, nu comentez, asta e chestie de o emisiune mult prea dură ca să dezbatem firul în patru, unde sunt ceilalți 100. Astfel că... Dormeam în pat, o să, păcat că nu v-am adus, dar dacă reușesc să fac, este un filmuleț și vă o trimit. Sigur, îl așteptăm cu drag. În 90, când au venit, imediat după Revoluție, 17 de ianuarie 1990, au venit cei din Sardinia, din Italia, mi-am readus aminte de, să zic, urgii, de greutățile care noi dormeam trei în pat. Bube dulci, deci vă dați seama igiena. Păi dacă ne spălam într-o vană, să zic așa, de 2 metri, pe aici intram și pe acolo ieșeam, ca pe animăluțe, știți cum spălau... animale, aici te duci și acolo ești curățat. Ce v-a fost cel mai greu să depășiți în acel centru? Atunci când ne pedepseau cu mâncarea. Cum se... Dacă plângeam, da, eu eram unul dintre plângăciosii centrului. Tot timpul eram, nu mânci că tu plângi. Păi unde e mami? Păi las că vine. Iar eu plângeam. Și la plânsul nostru am mai primit bătaie ca să nu mai plângem, dar asta nu e o metodă de a estompa plânsul copilului prin bătaie. Dar știu că îmi povesteau o doamnă îngrijitoare că au fost obligate să fim bătuți de către conducerea centrului din 89 până în 90. Adică nu vă purtați așa, dați-ne ei până de-i colo de nu știu ce și nu știu cum. Eram un pic tratați ca animale, însă când s-au implicat asociațiile, în special neoprotestante, au văzut problema și până în ziua de astăzi s-au estompat de tot într-o oarecare măsură. Credeți sunt că... alte probleme de altă natură, unde există abuzuri poate între tineri, să zic. Okay. Dar nu vreau dar să dezbat. Dar îngrijitorii în prezent spuneți că s-ar comporta... Îngrijitorii în prezent sunt altfel. Deci învață să se comporte frumos, să... fie psihologi, cei de la Direcția pentru Protecția Copilului, în fiecare an fac cursuri cu ei pentru comportament juvenil, de fapt, că totuși suntem vulnerabili, copiii abandonați de mic e vulnerabil. Trebuie să știi să-l iei, să-l alini, să-i dai iubire necondiționată și așa mai departe. E mai greu, dar... E altfel, eu mă bucur în ziua de astăzi, că, dar nu-mi place că nu prea sunt monitorizați din perspectiva educațională, în sensul că
și-au făcut temele, să fie verificați, ca orice profesor la clasă îl verifică sau îl testează. Ne întoarcem puțin la italienii despre care spuneați că ați venit, că au venit acolo. Nu știu dacă eu am înțeles bine, este adevărat că ar fi încercat să vă fure Da, unul dintre ei ne-au povestit. Deci m-am întâlnit cu acei din Sardinia, au venit să arate filmul cu noi din 90. Eu în 2010 m-am dus, cum să zic, inopinant la casa de copii unde am crescut, să mai fac meditații cu ei, să văd cum se descurcă cu școala și așa mai departe. Atunci eram profesor și acum. Și a fost o întâlnire cu altă doamnă director, cu cei din Sardinia. Știți, noi suntem din Sardinia și în 90 am fost aici, știm sigur, avem adresă, avem tot procese verbale, că aici am adus ajutoare, două tiruri. Au început să le proiecteze la copiii din 2010 de atunci, cum am fost noi, de fapt, tratați sau cum am fost îngrijiți, cu 3 în pat, 50 în dormitor și așa mai departe. Deci dacă era pandemia de atunci, închidea direct orfelinatul din start. Vă dați seama, probleme respiratorii la mulți colegi, bube dulci, păduc și așa mai departe. Deci a fost un focar de infecție. Corect. Bineînțeles, da. La condițiile... Ce era acolo. Și vedeam, ba, mama mea, mi-aduc aminte că și aveam bube dulci pe față, pe frunte, pe gât, dar da, eram mici, nu știam de unde avem bube. De la igiena precară care a fost atunci. Acum au igienă mult prea, au foarte bine, respectă toate normele, deci văd eu. Și de ce au vrut? Au venit să ne ajute, de fapt, deci doar i-a fost drag de unul dintre copii, nu știu care, dar a spus într-un context de glumă că aș fi vrut să iau unul sub costum. Deci sub formă de glumă ar fi vrut să-l salveze, să-l măcar salveze, unul da, zice, de prea mult drag, dar s-a bucurat că ne-a adus cadouri. A fost împreună cu fost șef de post Munteanu de la IPJ Timiș. Acum este în pensie domnul Munteanu. Moldovan, pardon. Și un alt domn, Vaida, care este revoluționar, mare revoluționar în anul respectiv, a fost unul dintre persoanele reținute de miliție pentru că a pledat pentru democrație. Și mă bucur că mai face emisiuni de istorie la televiziune și pe internet sau în ziare locale din Timișoara, acest domn Vaida. Și mi-a explicat și după aia am spus, știți, eu în 89 am fost internat, în 4 noiembrie 89 am fost internat aici la centru, au dus de la Timișoara. Păi înseamnă că și tu ai fost, ia stai să vezi film. Și m-a văzut într-o pijama roz, fugind după acea bombonică care i-au dat-o la toți în dormitor. Cum v-ați simțit când v-ați văzut acolo? Emoționat. M-am gândit că odată voi mai avea o poză cu mine, adică o imagine cu mine când eram mic. Mi-am dorit și uite, s-a împlinit în 2010. Aveam o poză când eram mic și am și comparat poza mea când eram mic cu imaginea din DVD-ul care au filmat-o ei în 90 și au transformat-o din casetele alea veche în DVD. Am luat fragmentul ăla cu mine și am pus-o pe YouTube, o să vă dau vizită. Chiar la vă rog să... persoane din Sardinia, vizită Casa de Copii Lugur. Să ne-l trimiteți. Se poate vedea. Vreau să vă spun că în platoul Spunem Cum au trecut multe alte persoane cu povești de viață asemănătoare. Unii dintre ei și-au deschis asociații cu scopul de a-i ajuta pe orfani. Unii au ajuns medici, alții reporteri și iată, astăzi în fața mea vă am pe dumneavoastră, profesor și director la o școală gimnazială. Și vreau să vă întreb, cum a apărut motivația aceasta de... Pentru că îmi dau seama că acolo au fost niște lupte ca să poți să înveți, să te ții de treabă și să ajungi acolo unde ți-ai propus. De unde această motivație? Când am fost în clasa 1, am fost, să zic, repartizat la o doamnă învățătoare, Sevastița, la orfelinat și am avut și un învățător care a pus, să zic, nu iau pe noi să învățăm și de asta... Mi-a plăcut. Când eram în clasa 4, m-a întrebat ce vreau să fiu, învățător.
Și atunci știu că învățătorul meu mi-a zis, dacă ajungi învățător, vii la mine și îmi spui. Deci trebuie să înveți, să citești, să nu lipsești de la școală și vei ajunge învățător. Eu știu că m-am întâlnit când am ajuns în învățământ, m-am și dus la el, la școală, că e încă învățător, noi ești în pensie, anul viitor eu sunt în pensie. Și s-a bucurat enorm și le-a și spus copilul, uite, copilul de 9-10, uite, mi-a promis că va fi învățător și uite, e profesor, nu e învățător, dar tot în învățământ lucră. Educatoarea Sevastița Muntean m-a insuflat foarte mult dorința de a fi învățător și mai e o doamnă care astăzi este învățător Armida, este adventistă din Lugoș, m-a luat și acasă, știu, mi-aduc aminte că plângeam când îl vedeam pe tata că era, avea mustață și mai creol și... Dar m-a insuflat dorința de a iubi copii, de a iubi cartea. Și iată că în viața dumneavoastră au fost și oameni de bine, pentru că de regulă știm că în centrele de plasament, îngrijitorii nu prea se axează pe a încuraja pe copii să-și urmeze visul. Acum au suplimentat, să zic așa, oarecum bunătatea educatorilor, familiile de plasament. A fost o asociație Casa Esterei prin Biserica Baptistă din Lugoș, unde au avut un proiect plasament de weekend. Și doamna director de atunci, în momentul respectiv, a spus că copiii care au note mari și învață bine merg în fiecare weekend la câte o familie care se oferă voluntar de la baptiști. Și sigur că eu, cu rezultate având bune și foarte bune, nici n-am așteptat să-i mai duc rezultatele, doamna, eu vreau să mă duceți la familie, eu vreau. V-ați dorit mult să... Să ies, să văd ce înseamnă familie, ce înseamnă... am fost la trei familii, familia Indrigău, familia Muscan și familia Fărțală. Acolo am învățat cum să economisesc curentul, cum să nu consum apa. Deci niște situații elementare care acum le aplic, că sunt la casa mea și le aplic și le spun și altor copii cât de important este ca resursele naturale și materiale să nu abuzăm de ele, ca să putem să avem și în viitor. Așa este. Vi s-a întâmplat să fiți descurajat în visul pe care l-aveați de urmat? Da, am fost, mărturisesc de educatori, că nu voi fi niciodată profesor. Având în vedere politica care este la stat, că nu ajungi dacă n-ai bani, n-ai mii de euro pe postul ăla, nu vei fi titular, nu vei face facultate, că e greu, că e mult de învățat, că și m-am automotivat prin neîncrederea educatorilor că eu voi termina asta facultate. Asta v-a motivat să luptați mai mult. Da, pentru că eu le spuneam la profesori de la liceu și de la facultate și atunci ei m-au motivat. Nu, nu se poate, Ionele, tu poți. Și eu gândindu-mă că totuși dacă profesorul zice că tu poți, înseamnă că profesorul e mai bun decât educatorul meu de la orfelinatii. Are autoritate de a spune că copilul poate un profesor față de îngrijitor. Și atunci am spus, doamnă, nu e bine ce zici dumitale, e bine ce zice de profesor de la școală. Ca și copiii, ați văzut când se duc acasă, doamna, mama zice, așa se socoate ecuația, nu, zice, doamna, așa îmi zice să fac. Deci totuși au o influență profesorul la copii foarte mare. Atunci când am venit la școală în 2008, sora mea a fost în clasa 10, i-am fost profesor de educație antreprenorială și m-a abordat pe coridor cu domn profesor să nu spui la nimeni că suntem frați. Mă bucur că totuși au fost și oameni de bine care v-au încurajat și... Asta contează foarte mult pentru fiecare dintre invitații mei. Parcă a existat acolo un om de bine care cumva este considerat un fel de înger pozitor. Înger pozitor. Da, sigur, Dumnezeu trimite oameni prin orfelinate, la oameni necăjiți ca să... Dar totuși nu a fost greu să... Adică, în general, nu este greu să duci la bun sfârșit o școală, mai ales atunci când nu ai o familie. Și mă refer aici și din punct de vedere financiar, cât și moral. Da, eu m-am bucurat de o doamnă director numită nouă. Când am terminat eu liceu, doamna
director care a fost când am intrat la liceu, a spus, da, termin liceu, dar atât, că noi nu avem bani să-ți dăm, statul nu are bani să-ți plătească facultate. Și s-a schimbat, a fost o doamnă director cu alte viziuni și a dorit 5 copii din orfelinat să-i trimită la facultate. Sigur, a găsit o sponsorizare din Olanda și ne-au intervievat mai mulți copii care avem, putem să îl motivăm să plătească acel 2000 de lei pe lună, cât era, pe an, cât era facultatea, să ne plătească. Și care e motivația noastră de a urma o facultate. Și am fost printre, să zic așa, câștigătorii, printre beneficiarii acelei sponsorizări, dar doar în anul întâi de facultate, pentru că eu în anul 2005 am aplicat și la Facultatea de Matematică în Timișoara și la Facultatea de Științe Economice, am intrat la cele două. Rezultatele de la Facultatea de Matematică s-au afișat după o săptămână și la Științe Economice imediat. Și i-am spus, doamna, am intrat la Științe Economice la cu taxă. Eu, ca să de frică că nu voi intra la o formă de facultate, direct am acceptat Științe Economice. După o săptămână mă sună, știți, domnul Petre, ați intrat la fără taxă la matematică. Wow! La fără taxă am renunțat la matematică pentru că n-am știut că pot să fac și două facultăți. Eu m-am zis, dacă... E doar o, că la liceu. Dacă și vă pare rău că ați renunțat? Da. Da. Îmi pare rău. De ce am intrat la fără taxă? Eu am participat foarte mult la olimpiade de matematică. La nivel local, la nivel județean. Au fost concursuri naționale pe teme mate și așa mai departe. Urmând ca după ce, în clasa 10-a, la 11-a, să meditez copiii de clasa 8-a. Deci eu de atunci încă aveam așa o fleurul ăsta de profesor de meditație. Domnul Aurelin Sim a fost și inspector general la Timiș, mi-a fost profesor atunci când m-am dus la repartizare, ședință publică de repartizare, să vedem unde avem noi ore de matematică. El nici nu a conceput că nu gat facultatea de matematică. Și poate un pic l-am dezamăgit, am spus că până mor voi găta o facultate de matematică, promit. Doar încă vă gândiți dragul, la asta. Da, încă mai doar de dragul. Dar este adevărat că examenul de titularizare l-ați luat cu nota, cu a doua notă pe județ? Pe județ, da, 8.93, da. Wow! Da, da. Da, 4 ore, camere, 2 camere, 4 supraveghetori, deci eu, în 2011 a fost foarte dură forma și evaluarea s-a făcut încrucișat. Timișul în Iași, Iașul în Oradea și mai departe. Și n-ați simțit când ați primit acest rezultat al examenului? N-ați simțit nevoia să... Eu m-am gândit, cum au spus și prietenii mei și profesorii mei și educatorii, că tu trebuie să-ți cauți de lucru, că altfel vei fi boschetar. M-am gândit, dacă iau, voi fi profesor, dacă nu boschetar, așa a fost. Trebuie să iau, deci am învățat, am luat cu 6 luni înainte, deci cu semestru 2, ca să nu am probleme de orice natură ce mi-ar pica la examen, să nu spun că nu știu. Bineînțeles că v-a bucurat rezultatul și ce voiam să vă întreb adinea ori este dacă n-ați simțit nevoia, pentru că noi oamenii de obicei când ne bucurăm de anumite rezultate din viață, vrem să le împărtășim cu familia. Nu ați simțit nevoia să mergeți la mama? Am simțit într-o oarecare măsură, de asta am și luat orele la făgete. Eu atunci puteam să iau la Timișoara, că aveam notă și a fost post în Timișoara. Deci știu pentru că zis, mama dumneavoastră... Domnul inspector Brancu și doamna Maniu, care au fost atunci de specialitate, domnul economist, domnul contabil, așa a făcut, păi avem aici, la Timișoara. Corect. Și pentru mama dumneavoastră ați ales să rămâneți am la Făget. Am zis să iau Făgetul, zic la Făget, ori fi oamenii mai buni, mai blânzi, că știu că și eu sunt sufletist. Fiind de naștere Făget, zic, în Timișoara sunt mai agitați, mai răi, mai agresivi și am preferat să... Cu speranța că vă veți vedea mai des cu mama. Făgetul de fapt a fost sat și a devenit oraș. Vă pare rău de alegerea făcută? Nu, sau? Niciodată nu. Eu... Pentru că orice alegere în viață e alegerea mea și a orice om e bine să se bucure de, să se bucure de alegerea lor și să nu fie dezamăgiți, pentru că altfel nu poate să aducă plus valoare la ce a ales. Și eu bucurându-mă, am luat grade didactice și am convins șefii de la inspectorat să mă pună și director.
Și atunci am contribuit cu bine în promovarea învățământului din Făget, eu și alți colegi. Prin concursuri, participare la concursuri, am fost și la firme de exercițiu, e un concurs la profil economic și am fost și la Arad, cu colegii profesori și m-am bucurat de promovarea Făgetului. În alte interviuri ați spus că vă doriți foarte mult să-i sprijiniți pe copii din zone defavorizate, copii săraci, pentru că, așa cum ați spus, și în zonele rurale există învățământ de calitate. De calitate, da. Mărturisesc că și eu am înființat o asociație, Un Zâmbet pentru Inimile de Copil, așa cum am spus și la șef la cuțite sau la domnul la alte emisiuni naționale. Imaginea din film de pe DVD-ul m-am bucurat de bomboană, așa am zis să fie asociația unde sunt secretar general și președinte este fratele Ionel Tuțac. Și funcționează un centru de zi la Lugo și mă bucur, sper să continuă să fie finanțat și de național și de oameni de bine, să nu se închidă centru de zi, deși nu știu cât va mai rezista, dar sper să se remedieze situația. Și am apelat la un proiect european, o altă asociație care m-a înființat-o cu directorul școlii din Făget, unde sunt domnul Birău, Asociația Cult FAG, unde exact acest domeniu de activitate aș dori persoanele cu probleme financiare să facă un centru de social de zi. De zi. Am înțeles că a fost aprobat proiectul, urmează finanțele și asta cred că până la anul, până nu vedem locație, nu vedem banii, nu putem face nimic. Dar îmi doresc să pun una dintre asociații să fie funcționale și cunoscute la nivel Vă doresc național. Mult succes și cu siguranță Mulțumesc. Veți reuși. Mi se pare surprinzător faptul că ați ales să vă reîntoarceți cumva în centrul care ați crescut sau în alte centre pentru a-i susține pe copii. Da. De ce v-ați dori să vă reîntoarceți într-un loc care nu vă oferă cele mai frumoase amintiri? Pentru a-i motiva, pentru că și am fost motivat pentru a-i pregăti în viața reală, să le spun că viața nu este roz, dar poți să-ți o faci roz, dacă vrei, prin învățare, prin perseverență, prin muncă. Și prin asta, nu numai la orfelinate, mă bucur că pot vizita familii sărace din Fârdea, unde sunt director, și le mulțumesc public asociațiilor de bine din Timișoara, care am bucurat în jur de 60 de copii. Noi suntem 132 în școală, cu aparatură electronică, sigur că nu de performanță maximă, de a doua mână, dar au fost setate în așa fel încât să ne putem descurca cu scenariul roșu. Dar nu numai device-uri, au fost ajutați familii cu haine, cu alimente și rechizite școlare. M-am bucurat că am putut apela la anumite firme și am fost sponsorizați să cumpăr caiete la familii sărace, pentru că au spus, domn director, eu nu vin că nu am caiet. Atunci, inima mea de bine și sper să fie tot așa, m-a determinat să mă duc cu inima în dinți, domnule, sunt director, uite, vreau. S-a spus, eu n-am mai văzut așa ceva un director să vină să ceară bani, să cumpere rechizite de la copii. Și voi cere cât pot. Și mă bucur că la școala gimnazială Fârdea am un corp profesoral de calitate, rezultatele la evaluare națională, așa cum în fiecare an, chiar până în data de 15 octombrie, se face un raport la RACIP, la Ministerul Educației, am în jur de 80% promovabilitate. Ceea ce mă bucur și mulțumesc domnilor profesori de română și matematică. Felicitări și ceilalți profesori care pentru au contribuit. Aceste rezultate. Da, sigur. Ce înseamnă copiii aceștia pentru dumneavoastră? Familia. Familia? Familia, da. Sigur, și soția înseamnă familie și profesorii și bineînțeles. Oamenii de bine de lângă mine. Și familiile care m-au luat în plasament. Eu tot familie le spun. Familia mea. Mai păstrați legătura cu aceștia? Da. Mm-hmm. Ce frumos. Și mă bucur că țin legătura și cu fratele Tuțac, pentru că la Biserica Haru m-am întors și mă bucur că sunt copilul lui Dumnezeu și vreau să fiu așa cum trebuie și așa cum vrea El, scris în Biblie. Să fim copiii lui și să
iubim aproapele și binele. Așa este. Ați menționat înainte să dăm drumul filmării că mai aveți o soră? Sau aveți da, mai de fapt, noi suntem cinci, și în viață frați. Patru. Uh-huh. Un frate l-am în Spania, Emanuel, nume frumos. Uh-huh. Un frate în Normand, după poveștile și ce mi s-a povestit, a murit de foame. Asta este, Dumnezeu judecă, va răspunde la asta și nu vreau să despic firul în patru. E o poveste urâtă, asta este din păcate. Eu, Antonia, o soră care am crescut cu ea la orfelinat, are 32 de ani. Și ea, la rândul ei, a fost dată... Da, tot așa la spital și... Tot. A, deci aceeași poveste. Leagă, nu însă vă veni mai târziu decât mine. Până la vârsta de 5 ani, n-am știut că suntem frați. Și ați crescut împreună? Ne-am crescut împreună, ne-am înjurat, ne-am v-ați bătut, certat, ne-am bătut dușmanii din momentul sunteți... în care am aflat că este sora mea, nici măcar o palmă nu i-am dat. Adică palmă, o înjurătură sau eu știu. Că ei ne strigau la orfelinat pe mine Petrea și pe ea Petre. Dar de fapt Petre eram amândoi. Cum ați după aflat certificat că de naștere, prin insistențele mele la asistentul social din momentul, de la momentul respectiv. Ați simțit ceva? M-am intrat ceva în pielea, da, am simțit de... o energie pozitivă față de Antonia și zic, da, ea e ceva special. Restul, da, ne jucam, dar zice, ea trebuie să fie ceva special, nu poate să nu fie ceva. Și au citit dosarul social, s-a făcut un dosar la Făget. Incredibil. Da, Antonia este... Mama Antonia este Maria, mama Lionel, incredibil, tot Maria. Și cum ați reacționat când v-ați am luat-o în brațe, am plâns amândoi și am zis, noi trebuie să ținem unul la altul, nu trebuie să ne batem, nu trebuie să ne înjurăm și trebuie să credem și în Dumnezeu și să dăm exemplu ceilorlalți colegi care au fost alții și cinci frați care se înjurau de mama focului. Și nu trebuie să ne urăm mama. Am colegi asta care, dacă astăzi s-ar întâlni cu mama în față, ar omorâ. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a luat ideea negativă și urâtă de a, a ți omorâ propria mama, că te-a abandonat. V-ați gândit la asta? Adică aveați aceea ranchiună? Sigur că mi s-a spus de către colegi, hai mă, cum poți să omoară și gata. Zic, nu, Dumnezeu nu ne lasă să omorăm. Există una dintre porunci, dintre cele 10 porunce nu omor, deci nu. Asta este. Dar mai există în Biblie, le mai spuneam, mergând la biserică foarte mult la baptiști și la penticostali, sămânța mi s-a însămânțat în pământul inimii, există undeva în Biblie, în Psalm 68:5, că este tatăl orfanilor și apărătorul vădăvelor și ne va da casă celor părăsiți. Și prin exemplul meu vă spun că da. Într-adevăr, am primit cămin, am casă, cu prima casă, bineînțeles, prin servicii financiare de bancare, cu credit ipotecar, dar mă bucur de cuibușorul de meu. De căminul dumneavoastră, căminul aveți care mi l-a dat v-ați Dumnezeu. Căsătorit, v-ați format o familie, o familie și da, ați declarat că vă bucurați de ea și de părinții acesteia. De părinții, da, care le mulțumesc dragostea care poate să ofere. Sigur, nu pot să-mi dea o dragoste ca pentru copilul lor personal, dar respectul îl simt. Ei sunt familia dumneavoastră. Da, da. Ce frumos. Cu sora, cu Antonia. Da. Păstrați Antonia, legătura. Ea a fost foarte deșteaptă. Eu tot ziceau că e mai deșteaptă ca tine. Da, într-adevăr, eu mai muncit. Ea le prindea repede. Da, ea avea partea cu umanistică, cu limbi străine. Deci ea știe trei limbi străine. Wow. Daneza, engleza, italiană și română. Bun, limba maternă e clar. Spaniola a învățat-o de la telenovele. Știți că erau atunci cu Natalia Oreo și alte telenovele pe dar acasă. Dar uite că TV au fost de folos și telenovele. Au fost, da, ea le prindea repede, avea parte. Eu eram cu partea de matematică, ea cu română. Ea, franceză, iară, știa. Ea s-a complexat foarte mult de... la colegii vedeau că vin părinții la ea. Ah, da. Veneau să iei acasă. În clasa 12-a, la premiere, mama n-a fost și la ea nu veni nimeni și
Și păi, dar eu am venit la premieră, eram la anul întâi de facultate, eu am venit eu la premieră, nu trebuie să las, că tot familia ta sunt eu. Nu, trebuia să fie mama, nu domnul. Avea un complex și a dat în schizofrenie. Cum o tratează mama? Cum, care că este nu-i fata, nici ea, nu-i și fata, nici eu, nici ea, nu, noi nu mai suntem copiii ei. Deci, și acum o lună, când am fost ales președinte la secție de votare, fiind în autoritate electorală, ne fiind în membru de partid și Doamne ajută, slavă Domnului, în partidul Domnului să fiu și atât, fiind expert electoral, m-au respins că mama candidează de consilier. Și am spus, da, tu poți să fii președinte, că eu nu mai ești copilul meu. Păi zic, anunțați autoritatea electorală, degeaba îmi spuneți mie. Eu incredibil. Vă dați seama că cuțitul s-a dus la rana, mi-a redeschis rana, eu care am încercat să o cicatrizez, să o uit, ea, dar o cicatrizăm din nou. De ce face asta? Dumnezeu. De ce nu? O întrebați? Ați întrebat-o de ce face asta? Încerc să evit, să-i dau stare de... de critică, de asta zic, las că are și te judeca. Eu merg pe principiul ăsta, te judecă Dumnezeu și atât. Și așa este până la urmă, vă felicit și că pentru mine chestia asta e cicatrice asta. Pentru rana care, lumina de sus, care mi-o dă. Știți cumva cine v-a dat numele dumneavoastră și al Antoniei? Din pove, sau... bunica. Bunica? N-a venit la spital. Eu inițial m-a chemat Florin, m-au pus numele asistentele și... După un timp a venit bunica, pentru că totuși în 1985 încă aveau putere părinții, sau până în gradul 4, ca neamurile, dacă mama nu-mi dă nume, să-mi dă bunica, unchiul, mătușa, să-mi dă nume. Și bunica a venit și a spus, da, pe Florinul ăsta nu vreau să-l cheme Florin, vreau să-l cheme Ionel. În carnetul de sănătate din 1985 am scris Petrea Florin, nu Petrea Ionel. Pentru asistentele, când mă văd pe stradă, fiind în pensie, eu sunt Florinul lor. Știi, Florinul meu. Când nu mâncam, plângeam, când primeam bucat de pită, mă bucuram de orice. Așa îmi spuneau, tu ești cu pita. Și astăzi ați rămas sensibil, presupun, un om sensibil. Da, sigur, da, da, este. Antonia a fost pus numele Antonia de către tatăl. Nu, deci tatăl biologic. Pentru că noi în certificatul de naștere avem tată, o persoană care a fost căsătorită cu ea. Dar noi am fost prin relații conjuncturale, să spun așa. Uh-huh, uh-huh. Da. Ei răspunde de relațiile și de viața ei ce au avut. Și o are. Iată și Antonia are o poveste. Antonia, da. Are cumva... Tata biologic îl cheamă Anton. Ah, ok. Deci după numele... Da. O așteptăm pe Antonia în platoul Spunem Cum, dacă va dori să vină și ea cu povestea ei, pentru că într-o oarecare măsură diferă. Nu știu în ce măsură, că la spital de psihiatrie, cu schizofrenie, okay. Deci e sub... Deci nu este... Nu e în regulă, da, da. Am înțeles. E o mărturie, vă spun, asta este viața, o iubesc așa cum îi. O vizitați, cum se... N-am voie să vizitez. Nu. Da, ne telefonăm, îi trimit dacă... pachet, eu știu, ce pot să-i trimit, alimente și așa mai departe. E și sub regim penitenciar, pentru că au făcut și alte boacăne și i s-a făcut dosar penal și 25 de ani e sub caz penal. Din păcat. Mare păcat. Da, și atunci ca să o aduc, vă dați seama că e foarte greu. Și... Da, nu știam e complic... acest lucru. Da, nu, de asta am și venit să expun și la zâmbetul meu din spate, de fapt, sunt alte probleme. Da, Dumnezeu mi le rânduie și mi face să uit de necazurile care le am. Și mama mai are totuși un copil, o fată. Și mai am o soră care a îngrijit-o ea până la gătarea facultății. Mădălina, mi-a fost și elevă. Atât nu-mi place că... Atunci când a venit la școală în 2008, sora mea a fost în clasa 10-a, i-am fost profesor de educație antreprenorială și m-a abordat pe coridor cu domn profesor să nu spui la nimeni că suntem frați. Gândiți-vă ce a fost pe sufletul meu. Oh, a fost ca și cum un al doilea abandon. Abandon de frate. Sigur că ulterior, plângându-mă profesorilor, colegilor profesori, uite ce face cu mine,
uite ce mă necăjește, și-a schimbat într-un fel atitudinea, dar totuși s-ar fi bucurat să nu știe colegii de viața ei, de, pentru că a fost foarte închisă ea. Ea de, în general nu prea se incluzia prea mult în grup, ea era locul ei și... Na, eu o mai stimulam, făceam prin activitățile mele educaționale echipă de grup. Da. Hai, da, Madalina, acolo, sigur, acolo eram domn profesor, ea era Madalina, deci ne respectam în clasă și pe coridor cu Ionel, ceau Madalina, eu îi ziceam Sorela, ea Ionel, știi? Soalin. Sigur, erați nu pot să zic că nu o iubesc, că e sora mea, e sângele nu? Meu, da. Colaborăm acum foarte bine, matur, sigur că într-o oarecare măsură eu știu că îi pare rău, că, dar na, e în sufletul ei să-i pare rău și dacă îi pare rău, Dumnezeu iartă. Mă bucur de nepoata, are fată de 4 ani și mă bucur enorm de Alexandra. Și deci mă bucur că e bine. Nepoțică. Da, mă bucur că e bine, e căsătorită, e la Petroșani. N-a putut să fie la Făget, tot din cauza neînțelegerilor cu mama. A. Pe partea cu apartamentul, că apartamentul a vrut să-l cumpere, însă ea a avut condiția să treacă pe numele ei. Păi, femeie dragă, păi, tu, mie tale, ai apartamentul tău. De ce vrei să fii pe numele tău și pe apartamentul meu, care îl cumpăr cu nevoi personale? Of, și la bancă, știți, cu câte mai multe venituri, cu atât e mai eligibil așa este. Dosarul de creditare. Dar așa au ales, ea și-a ales să ne respingă, dar dacă va avea nevoie la bătrânețe, nu pot să o resping, pentru că eu când văd un om sărac, de exemplu, când am venit, mărturisesc și eu cred că ne trimite Dumnezeu oameni de ăștia care au nevoie de ceva. Așa este. Domnule, dăm să mănc, n-am mâncat nimic, am avut sandwich-uri făcute pe tren să vin la dumneavoastră și toate le-am dat. Zic, clar că Dumnezeu îmi dă... des mâncă în altă parte. Vă mulțumesc eu și vă mulțumesc, îmi permis să vă mulțumesc și în numele celor care ne urmăresc pentru bunătatea pe care o transmiteți și pentru sufletul curat pe care îl aveți și sinceritate. Și vă mulțumesc încă o dată că ați venit special pentru acest interviu. V-ați lăsat cumva elevii o zi. Pe mâini bune, ca să fiți cu noi. Pe mâini bune. Treabă, da. Vă dorim multă sănătate, mulțumesc. Succes în tot ceea ce veți face. Transmite mulțumesc. Multe salutări Rahelei, soției. Ela, da. Are un nume foarte frumos, da, și este, da, am văzut-o și este o femeie integră, frumoasă și deșteaptă. Da. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce reprezentați și pentru tot ceea ce ne-ați transmis în această seară. Mulțumesc și eu și echipei dumneavoastră. Mulțumesc încrederii conducerii inspectoratului școlar că a putut numi director un copil crescut la orfelinat. Cinste și respect Ministerul Educației că nu trebuie să fii copil de avocat, de președinte, să ajungi pe funcție de conducător. Sper, dragi colegi, să vă fiu director bun, să fim ca o familie și să creștem în continuare educația calitativă la sat. Da, iată că există și oameni corecți, cât de frumos. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc. Dragii mei, ați putut observa și în ediția de azi că nimic nu este imposibil. Așa cum am spus și pe parcursul interviului în platoul Spune-n Cum, au mai fost și alte persoane cu povești asemănătoare care, după ce au fost abandonate la naștere, astăzi își doresc să fie un sprijin pentru nevoiași. Unii dintre ei au ajuns să fie medici, reporteri și iată, astăzi le-ați putut cunoaște pe Ionel, profesor și directorul unei școli. Eu vă mulțumesc că și de această dată ați stat alături de noi. Sunt Antonia Fudulu și vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube, acolo unde puteți găsi și alte povești impresionante de viață. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare de la ora 20. Până data viitoare, vă doresc zile fără griji!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.